Situația de pe platforma chimică în atenția municipalității. Primarul Mircea Gută urmărește cu atenție situația critică de pe platforma chimică, cauzată de imposibilitatea negocierii unui preț al agentului termic și al energiei electrice suportabilă de către societățile Chimcomplex, CIEH CET Govora și Sală Rom Râmnicu Vâlcea. Urmăresc cu mare atenție situația actuală de pe platforma chimică, o situație potențial gravă nu doar pentru firmele care funcționează acolo, ci pentru întreaga comunitate locală. Am remarcat și implicarea sindicatelor care reprezintă salariații societăților comerciale afectate de această criză și apreciez abordarea lor comună pentru că, dincolo de cifre de afaceri și valori ale profitului, este vorba de oamenii care trăiesc în acest oraș și în acest județ. Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea nu are pârghiile legale de a se implica în soluționarea cât mai rapidă și reciproc avantajoasă a acestor negocieri care au creat tensiune pe platforma chimică. Dar asta nu înseamnă că nu sunt foarte îngrijorat de pericolul care amenință un număr impresionant de vâlceni susține edilul șef al râmnicului Mircea Gutău. Acesta are convingerea că prin negociere se poate ajunge la un consens benefic pentru întreaga comunitate locală. Fac un apel la toate entitățile implicate, fie ele de la nivel local sau național, pentru a găsi cea mai bună soluție care, pe de o parte, să permită desfășurarea în condiții normale a activității economice pe platforma chimică, iar pe de altă parte să asigure stabilitatea locurilor de muncă. Am convingerea fermă că printr-o analiză corectă și o negociere responsabilă, se va ajunge la un consens mult așteptat și benefic întregii comunități locale. Precizează primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircea Gutău.